Salut! Tocmai am mâncat la Prestige pe Republicii în Ploiești. Este ora 2:20 și am prins, evident, meniul zilei. De fapt, astăzi locurile în care mănânc eu la prânz, nu-mi place să mă duc la la carte, pentru că la la carte aștepți, iar eu la prânz n-am mult timp de mâncat, am cât am. Cum a fost? Bă, îmi place rău terasa de la Prestige Republicii, pentru că, spre deosebire de cealaltă, e un loc în care lumea vine să mănânce. Prestige mai are o cărciumă în Ploiești, unde lumea vine și să fie văzută, sau e ca un social club, cum am și eu cu cafeneaua. Dar mie nu mi-a plăcut niciodată să mă duc în social club-ul altuia. Și acolo, chiar dacă știu o droaie de personaje, nu mă simt confortabil. Nu am mereu chef de 4.000 de discuții, de saluturi, de eu sunt mai cu ale mele și cu ai mei. Așa că dacă vreau să mănânc la Prestige, la prânz mă duc pe Republicii. Azi aveau unul din... De fapt, ambele feluri de mâncare pe care le-am ales eu sunt între punctele lor tari. Prestigiu face o supă cremă de cartofi cu afumătură, demnă de concursuri de astea, de cooking. Adică nu ai niciun motiv, niciun element, nimic să zici că ceva putea fi mai bine. N-are cum. E cremoasă cât trebuie, cu niște crutoane mici, cu afumătura așa ca o poveste pe acolo. Deci mănânci de te lingi pe degete. E ca un piure fabulos rămas în farfuria unde s-a odihnit, o friptură fabuloasă. La felul 2 au avut o slăbiciune de-a mea, dar o mâncare pe care nu toată lumea o nimerește, și anume ardei umpluți. La ardei umpluți am cerut și eu o chiflă, pentru că un ardei umplut care se respectă vine cu niște zeamă, cu niște sos, și după ce îl măcelărești și îl mănânci, întingi un pic cu pâinica acolo. Na, de astea nu scapi, oricât de tare te-ai chinui, sunt lucruri care fac parte probabil din pachetul genetic. Eu cred că un român și peste 1000 de ani o să caute ceva ce seamănă cu pâinea și o să întindă în ceva ce seamănă cu un sos. Ăștia suntem. Și au fost buni. Băi, au fost buni. Mi-au trimis 2 ardei umpluți care n-aveau doar orez sau doar carne, cum fac mulți. Nu erau uscați, cum fac mulți. Nu erau făcuți din niște ardei grași care s-au odihnit 3 luni într-un beci, lipsiți de savoare și de... Deci tăiai și cu o furculiță de lemn ardeiul ăla umplut, așa de bine, de fragil și de mișto făcut. Sosulețul a fost minunat, am întins chifla aia prin el și m-am cărat. Am cerut nota și m-am cărat. 41 de lei, cu doar 5 lei mai mult decât am mâncat la Câmpina, la... Am uitat, povestea cea unului. În schimb, în banii ăștia aici am primit și un pahar de apă și chiflele. Nu, chifle, că mi-au dat și ea pâine. Și am mai primit o prăjiturică, mă. Era o prăjiturică la desert, pe care evident n-am mâncat-o pentru că sunt un gras. Bun, mi s-a părut bun. Nu cred că masa de prânz trebuie să sară de 40 de lei, dar erau opționale. Puteam să mănânc ce doresc la meniul de prânz de la Prestige. E din mai multe feluri, între 10 și 20 de lei și felul între 20 și 30 de lei. Ți le combin cum vrei tu și mănânci ce vrei. Dar una peste alta, o masă de prânz foarte, foarte bună și nu-i zic scumpă că a fost peste 40 de lei, zic doar că oricum în banii ăștia mănânci de 4 ori mai bine ca la orice șaurmerie, burgerie sau mai știu eu ce. Zic doar că ar putea să facă, cred, orice cârciumă, nu Prestige, oricare care are chef, să facă și un felul 2 între 10 și 20 de lei, adică să se ducă cu un meniu pe la 30, nu pe la 40, pentru că e vorba de praguri psihologice, omul când dă 40, oricum lași păguță, da, ospătarului, 50 de lei. Nu toată lumea poate cheltui 50 de lei la masă de prânz în fiecare zi și eu cred că cu pragul ăla psihologic, un felul 2 sub 20 de lei, eu zic că se poate organiza mai bine și vânzările să fie mai mari, nu că ar fi mici, terasa de la Prestige a fost și din cauza că-i soare. Era fucking plină. Iar eu am încălecat pe așa și parchez pe undeva. Hai de pa!